Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Azi voi crea un nou tutorial video despre promoțiile de la giveaway. Și mai exact vom vorbi despre Business Cards MX versiunea 4.7. Așa, cu ajutorul acestui program putem să ne creăm cărți de vizită gratuit și într-un mod foarte, foarte rapid. Deci nu trebuie să avem cunoștințe de absolut niciun fel de sistem de programare, Photoshop, InDesign sau orice altceva pentru a ne concepe aceste cărți de vizită. Cu ajutorul acestui program avem peste 750 de șabloane din care ne putem alege atât fundaluri, poziții, mărimi, orice vă gândiți când vă vine în cap o carte de vizită. Ok, descărcați programul de aici. Cum v-am mai spus și până acum, mai sunt 19 ore și 6 minute până puteți descărca acest program. Eu vă sugerez să îl descărcați și să îl salvați în calculator, pentru că nu se știe niciodată când o să aveți nevoie de el. Eu l-am descărcat deja, pentru că are cam 100 de mega, să nu mai stăm cu descărcatul, și vom trece direct la instalare. Instalarea... Ok, așteptăm acum. Aici selectați, după cum vedeți, aveți și limba română. Eu voi opta pentru limba engleză. Next, suntem de acord cu termenii și cu condițiile pe care le oferă Business Cards. Și install. Acolo am lăsat să se bifeze faptul că ne va crea o iconiță pe desktop. Și la Quick Launch, încă una. Aici. Ok, așteptăm să se termine instalarea și pornim programul. Da, asta vreau să vă arăt eu. Successfully activated, adică este activat. Ok. Bun, aici vreau să vă arăt eu în felul următor. După cum vedeți, există, cum v-am spus, 750 de modele de cărți de vizită. Aici aveți cărți de vizită gata realizate. Eu voi opta pentru un nou design. Și acum vă alegeți voi aici. Puteți să vă faceți de la zero și vă alegeți un model. Eu voi alege acest model. Dimensiunile le las care sunt acum. Puteți să vă alegeți aici ce dimensiuni doriți, mai mari, mai mici. Eu îl las așa. Datele pe care le vom completa ulterior și dăm click pe execut. Da? După cum vedeți, aceasta este cartea noastră de vizită. Ok, îi dăm click aici în partea stângă, connect, și începem editarea. Scriem tutoriale video la city, scriem România, strada Cluj-Napoca, telefonul să arate mai frumos așa, 021 21 21 21, website-ul cred www.tutorialevideo.info, adresa de e-mail admin@tutorialevideo.info, și acum trecem ceva date de contact personale, așa, și scriem aici administrator. Așa. Să le scriu invers. Scriu tutoriale video info la nume. Aici trec din nou administrator. Și acum modificăm din nou numărul de telefon. Asta nu. Îl modificăm acesta pentru că primul număr nu este afișat. Și scriem iar 021 21 21 21. Și aici vă mai completați o dată adresa de e-mail. Ok, și este gata cartea noastră de vizită. Puteți să o salvați. Haideți să ieșim carte de vizită. Da, probabil pe mulți nu se intereseze acest lucru, cum se salvează, cum se face, dar din câte am observat la xeroxurile astea mari sau în stânga, în dreapta, se cere undeva la 10 sau 15 lei
ca să vă scrie ei tot ce am scris eu mai înainte în 2-3, într-un minut, în 20 de secunde. Ok. Putem să ne introducem un background. Are el deja background-urile lui. Ulterior puteți să vă puneți orice background-uri doriți dumneavoastră. Puteți să... Haideți să luăm un efect de shadow. Deci puteți să vă jucați cu acest program fără nicio problemă. După cum vedeți, mie mi se pare destul de interesantă pentru că a fost realizată într-un timp foarte scurt. Puteți să vă căutați background-uri pe Google, să le setați. Aveți foarte, foarte multe șabloane și vă doresc succes la creat de cărți de vizită. Nu ne complicăm în setări foarte avansate pentru că până la urma urmei ne interesează rezultatul final, nu cât de complicat poate să fie acest program. Dar în cazul în care vom avea cereri și va trebui să explicăm programul mai amănunțit, vom face și acest lucru. Însă eu cred că până acum v-am arătat cum puteți să vă creați o carte de vizită într-un minut. Ok, ne auzim în tutorialele viitoare. La revedere!